Municipiul Drobeta Turnu Severin a ajuns la rata de infectare de 3,86 la mie de locuitori, adică aproape de situația în care ar trebui să se aplice noile restricții dure în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Direcția de Sănătate Publică înregistrează în continuare o creștere alarmantă a cazurilor de COVID-19. Severinenii sunt la un pas de restricții dure. Municipiul este sub scenariul roșu de la data de 21 martie, iar situația se înrăutățește. În ultimele 24 de ore, rata de incidență a ajuns la 3,86. Din păcate, în ultima perioadă înregistrăm o creștere a cazurilor de COVID-19 în municipiul Drobeta Turnu Severin, astfel că rata de infectare se apropie de 4 la 1000 de locuitori. Asta înseamnă că se vor institui noi restricții pentru orașul nostru. Așadar, va fi interzisă circulația persoanelor în afara locuinței gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 20-5. De asemenea, se va institui obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț, prestări de servicii în spații închise sau deschise, publice sau private, să-și organizeze și să-și desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 5-18. Totodată se suspendă activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spații închise în domeniul sălilor de sport sau fitness. Totodată, în ultimele 24 de ore în județul Mehedinți, rata de infectare a ajuns la 2,27. Astăzi, Direcția de Sănătate Publică a înregistrat 34 de cazuri noi de îmbolnăvire și 2 decese.